Deși nu toate localitățile au primit zahărul și făina cuvenite, unele au avut noroc. La Valea Mare Preavăț au sosit deja 18.075 de kilograme de făină și 870 kilograme de zahăr. În ceea ce privește făina, autoritățile spun că s-ar putea ajunge pentru toți beneficiarii. Zahărul însă nu va fi suficient. Este posibil ca în cel mult 3 săptămâni să sosească și cealaltă cantitate solicitată, astfel încât toți cetățenii să-și primească rația. În Valea Mare Preavăț sunt peste 1.000 de beneficiari ai acestui program inițiat de Uniunea Europeană. Persoanele care pot primi zahăr și făină de la stat gratuit sunt acele persoane care au ajutor social, șomaj sau care nu au venituri. Listele pentru stabilirea exactă a posibililor beneficiari au fost cerute încă din luna iunie, însă de atunci, la Valea Mare Preavăț și nu numai, au mai fost depuse dosare pentru ajutorul social. Aceste persoane, din păcate, nu au fost cuprinse pe acele liste și, drept urmare, nu vor beneficia de zahăr și făină. Oamenii sărași care beneficiază de acest ajutor din partea statului ar fi următorul. În primul rând, prioritatea se dă la cei mai sărași, la cei beneficiari de ajutorul legii 416. În special aici persistă romii de la Gura Prăvăs, care sunt foarte sărași și n-au nicio ocupație și foarte greu de a discuta cu ei în problemele astea. Nu se ajunge făina și zahărul. În primul rând am primit foarte puțin zahăr din partea autorităților. Probabil n-au mai avut și am dat telefon cu domnul secretar la prefectură, la județ, și a spus că în jur de 3 săptămâni va veni și zahărul respectiv. Dar am dat cele 18 tone de făină la toți care au reușit să ia.